Edilul șef al municipiului Roman a inaugurat luni 24 septembrie două dintre străzile care au suferit un proces de modernizare. Vorbim de strada Progresului și strada Eremia Grigorescu. Cele două străzi au fost asfaltate și au fost refăcute și trotuarele din dreptul locuințelor. Lucrările s-au realizat cu finanțare multianuală din fonduri proprii ale primăriei Roman. Prima inaugurată a fost strada Progresului. Dacă trotuarul are lățime standard de un metru și pe o parte și pe alta, ca lățimea spațiului verde, el este variabil. Pentru că am plecat. Strada exact dimensionată, lățimea trotuarului exact dimensionată, spațiul verde. Lipsește. De aici, colo, cât un 20, cât un 30 de centimetri. Cel puțin în zona asta lipsește chiar o leacă mai mult. Asta e istoria. Asta au fost se asta prin istoria, asta în modul cum s-au mișcat proprietățile de-a lungul... Da. Oricum, și acolo că nu o să mergem în capăt, deci acolo o să încercăm să facem conexiunea de cu acolo tinosului. Cu Tinosului și să ieșim în Bogdan Dragoș. Traversările sunt făcute deja, rămâne când va veni partea de apă și canal, care a început deja. Să racordăm și toată această stradă și să fie finalizată și să continuăm pe urmă cu celelalte străzi. Noi sperăm cam în 2 ani de zile să termine apa și canalul pe Bălcescu. În 2 ani de zile și în acest timp să pregătim, în 2 ani de lucrări la greu, și pe urmă să pregătim un proiect de reabilitare, să intrăm cu străzi, cu asfalt, în timpul ăsta, poate în 2014, să aducem cartierul Nicolae Bălcescu la nivelul condițiilor zonei urbane, vis-a-vis de trotuare, vis-a-vis de apă, de canal și de covor asfalt. Contractul s-a încheiat în 2010, luna octombrie, pe o durată de 24 de luni. Valoarea investiției a fost de 1.090.000 de lei, da, în bani noi, în valoare nouă. Investiția a constat în suprastructură, drum, în reparații trotuare, terasamente, borduri și semnalizare circulației. Ceva nemulțumiri ridicate de romașcanii din zonă tot au mai fost. Dom'le, dar nu este apa, este oprită. Mai sunt două din astea unde a fost defect asfaltul, o tăiești și nu l-o reparat. Mâine este planificat intervenția. Păi dar asta un colo de treabă. La noi stă apa în poartă, unde sunt toate canalele și din astea sus, apa stă în poartă. Și-o filmat când a fost chestia, când cu ploaie, nu e nicio treabă, nimic. Păi dau-ți-o dracu de treabă, ori facem una, ori facem alta. Păi dacă vorbim civilizat, îmi cer scuze, da. Dacă vrei să vorbim civilizat, dacă am înțeles, domn primar, am înțeles. Am înțeles, îmi cer scuze, dacă vrei scuze. Îmi cer scuze, deci așa e? Eu îți vorbesc frumos. Am înțeles. Păi da. Deci, puteți ca să veniți să vedeți cum sunt lăsate în fața porții, așa, la fiecare, deci unde pavajele, da, e diferența de nivel. Un bec aici, pe partea asta de tânul, și după mașina... Unde? Aici, pe Dani. Partea asta. Da. În continuu îmi face așa. Pâlpâie? Da. Dacă Dani, vorbește cu Mihai Bârjoveanu să vină să vadă exact despre ce e vorba pe ceva face, da? Ori să-l facă să fie lumina stabilă, ori să-l întrebă. Nu, 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 să facă lumina și stabilă. Păi da, da. Deci stăși. Al doilea sunt doamne de aici, nu? Da, ăla de beton. Da, dar să vină ușa mai să-și mai. Al doilea de aici. Dar nu toți de beton. Fii dreapta, al doilea, uite, ăsta al doilea. A urmat apoi o vizită pe strada Eremia Grigorescu. Sunt două străzi importante care au fost finalizate, care au prins și partea de infrastructură, apă și canal. Ați văzut ce spuneau și oamenii de aici, că simt și ei că sunt la oraș acum și sunt băieți de asfalt. Încetul cu încetul încercăm în toate zonele să ajungem, nu numai în cele centrale, așa cum se specula la un moment dat. Iată că suntem în partea de est a municipiului Roman, unde se observă că deja lucrurile calitativ se îmbunătățesc mult. Avem conexiuni cu deja un program pe care l-am făcut acum vreo 2 ani, Alba Iulia Martir Cloșca Păcii, zic bine domnul inginer, un proiect pe fonduri fare. Și acum Eremia Grigorescu, împreună cu fundătura Eremia Grigorescu, am fost și am trecut în revistă. Edilul șef spune că se ia în calcul și varianta ca anul viitor această zonă să sufere și alte îmbunătățiri ale infrastructurii.